Bucureștenii sunt așteptați să vadă o desfășurare de forțe impresionantă de Ziua Națională a României peste câteva ore și vorbim despre mai bine de 1500 de militari care vor participa la paradă în piața Arcul de Triunf din capitală. Detaliile vin în direct de la Mihaela Barbu. Bun găsit, te urmărim! Bine v-am găsit. Vorbim de o paradă militară deosebită anul acesta pentru că vor fi mai bine de 2400 de militari români care vor participa, vor defila pe sub Arcul de Triunf, alături de 250 de militari străini care fac parte din detașamentele dislocate în țara noastră pentru diferite misiuni. Vorbim aici inclusiv de francezii din grupul de luptă de la Cincu, spre exemplu, care spuneau zilele trecute la repetiții că sunt foarte bucuroși să participe la această defilare și că mesajul pe care îl transmite numărul mare de militari care vor defila este acela că vorbim de o alianță unită de NATO care transmite un mesaj de forță pe flancul estic. Și totodată vorbim și de peste 130 de mijloace tehnice care vor defila atât pe sub Arcul de Triunf, pentru că vorbim de transportoare blindate, de asemenea mașini de luptă ale infanteriei, vehicule tactice, de asemenea vehicule și autospeciale folosite de forțele de intervenție, de salvatori, spre exemplu, sunt și elemente de noutate, dar vorbim și de aeronave care vor survola Arcul de Triunf, peste 40 de aeronave ale forțelor aeriene române, dar și ale SRI, spre exemplu, sau ale Ministerului de Interne, și aici vorbim de un element de noutate, spre exemplu, avionul medical dotat ultramodern, care a intrat în dotarea salvatorilor în urmă cu câteva luni, va fi de asemenea prezent la această defilare. Și totodată sunt și aeronave de luptă ale militarilor străini care desfășoară misiuni de poliție aeriană, spre exemplu în țara noastră, precum Turcia și de asemenea Germania, dar sunt și aeronave ale țărilor de jos, tot aeronave F-16 care sunt dislocate la baza Borcea, la baza aeriană Borcea, acolo unde sunt dedicate centrului de instruire pentru piloți de F-16. Așa cum spuneam, elemente de noutate. Parada începe la ora 11 și poate fi urmărită în integralitate la Euronews România. Totodată, pe parcursul zilei în jurnale vor fi intervenții ale jurnaliștilor și ale militarilor care vor participa la parada de 1 decembrie și sunt de urmărit și materiale speciale realizate de Ziua Națională de jurnaliști Euronews România. Pe toate le vedem la Euronews România. Mulțumesc, Mihaela, pentru informații. 2400 de militari participanți la paradă, am reținut bine. Așa că le putem spune cer senin aeronavelor militare, asfalt uscat tuturor celor care fac parte din tehnica militară și voie bună pe care noi o vom însoți de la prima oră la Euronews România în jurnalele de mâine dimineață.